Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Dar cel plătit, fii atent, dar cel plătit care nu este păstor, ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge și lupul le răpește și le împrăștie. Vedeți, Hristos spune aici că cel care este plătit nu-i pasă de oi. El face slujba pe care o face pentru parale, pentru bani, să primească salariul ca polițarul, ca pompierul și ca oricare altă meserie. Și Biblia spune că Mântuitorul zice că cel plătit, păstorul plătit, nu este adevăratul păstor. Și adevăratul păstor e Hristos. El a spus, așa a spus Hristos, dar cel plătit care nu este păstor, vedeți? Cel plătit nu este păstor, da? Așa spune Hristos, care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, vedeți, oile nu sunt așa ale celor care zic că sunt păstori, când vede lupul venind, lasă oile și fuge și lupul le răpește și le împrăștie. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu-i pasă de oi, vedeți? Vedeți ce diferență este între un om care este pentru Domnul cu toată inima, care face pentru Domnul tot ceea ce face și în timpul acesta el se duce la muncă, la servici, să primească un salariu acolo ca electrician, ca șofer, ca mecanic sau ca altceva. Dar ce face în casa lui Dumnezeu? El face ca pentru Domnul. El nu ia bani pentru slujbă la cununie. El nu ia bani pentru nuntă, pentru mormântare și pentru alte rituale. El nu ia bani. De ce? Pentru că el face ca pentru Domnul și așteaptă o răsplată de la Dumnezeu. Nu este logic? Este logic sau nu este logic? Hristos a spus, cel plătit fuge, pentru că este plătit și nu-i pasă de oi. Iată ce se întâmplă cu păstorii plătiți. Și vreau să vă spun că sunt foarte mulți păstori plătiți. Și Hristos a spus că oile nu sunt ale lor și că la acești păstori nu le pasă de oi. Și dacă vede lupul venind, ei lasă oile și fug. De ce? Pentru că sunt fricoși, le frică de lup și pentru că nu sunt oile lor, Hristos a zis, ei fug că nu le pasă de oi. Vedeți? Vedeți, dragii mei? Deci, un creștin adevărat, un păstor adevărat, nu primește bani de la biserică. Nu primește bani de la biserică. Pentru că dacă el primește bani de la biserică pentru tot ce face toată luna, el deja și-a primit răsplata. Un astfel de om să nu mai aștepte răsplată de la Dumnezeu. Iisus a spus, eu sunt păstorul cel bun, eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine, așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl și eu îmi dau viața pentru oile mele. Mai am și alte oi care nu sunt din staul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu, va fi o turmă și un păstor. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iară să o iau. Iată ce a făcut Hristos și a dat viața pentru oile lui. Lui Hristos îi pasă de oile lui, dar la păstorul plătit nu-i pasă de oi. De ce? Pentru că este angajat. Pentru că este un muncitor, pentru că de acolo primește salariul, nu-i pasă de oi. Și dacă face lucrul acesta doar ca să primească un salariu, că e puturos, că e leneș și nu vrea să meargă la muncă, atunci adio răsplată de la Dumnezeu. Dumnezeu nu răsplătește pe oamenii care deja și-au primit răsplata în această lume în care noi trăim. Da? Trebuie să fim foarte, foarte atenți. Bineînțeles că pentru tine în vremurile acestea și ceea ce am spus acum pare ceva neobișnuit. Imediat am să vă mai citesc ceva. Așa. Unde l-am pus?
Da, am găsit. În Mica, fiți atenți, în Mica, spune Dumnezeului Israel, împăratul slavei și Dumnezeul nostru, căpeteniile cetății judecă pe daruri, adică să primească bani, să primească daruri, judecă pentru daruri. Preoții lui învață pe popor pentru plată, vă dați seama? Și prorocii lui prorocesc pe bani. Dacă le dă bani, le prorocește, dacă nu, nu. Și mai îndrăznesc apoi să se bizuie pe Domnul și să zică, oare nu este Domnul mijlocul nostru? Nu ne poate atinge nicio nenorocire. Vă dați seama ce spunea Dumnezeu despre acești oameni? Repet, căpetenile cetății, adică oamenii de frunte, judecă pentru daruri, ca să primească daruri de la cei pe care îi judecă. Pentru daruri, preoții care erau chemați atunci după vechea slovă, după vechea lege, după legea lui Moise dată de Dumnezeu, Biblia spune că preoții lui învață pe popor pentru plată, să primească salariu, să primească bani și prorocii lui prorocesc pe bani. Vă dați seama? Nimic pe gratis. Și apoi, zice Biblia, și mai îndrăznesc, apoi să se bizuie pe Domnul și să zică, oare nu este Dumnezeu în mijlocul nostru? Nu ne poate atinge nicio nenorocire. De aceea, din pricina voastră, Sionul va fi ars ca un ogor, Ierusalimul va ajunge un morman de pietre și muntele templului o înălțime acoperită cu păduri. Vedeți, lui Dumnezeu nu-i place ca căpeteniile să judece pentru daruri. Lui Dumnezeu nu-i place ca conducătorii de biserică să predice sau să învețe poporul pentru o plată. Lui Dumnezeu nu-i place ca prorocii să prorocească pe bani. Biblia spune că Hristos, când i-a trimis pe ucenicii săi, a zis, în dar ați primit, în dar să intrați. Dar mai spus ceva, în orice cetate veți intra și dacă vă vor primi oamenii, să intrați în casa lor și să mâncați tot ce vi se va pune înainte, căci vremnic este lucrătorul de plata sa. De aceea spune Biblia că cel care predică Evanghelia să trăiască din Evanghelie, adică să nu primească salariu, merge cu Evanghelia, ajunge în casa lui Costică și a lui Mitică, ăsta îi pune masa, îi dă să mănânce, îi dă să bea și așa el trăiește din Evanghelie, că așa i-a învățat Mântuitorul Iisus pe ucenicii lui, să nu luați traistă cu voi, să nu luați bani cu voi, să nu luați două haine cu voi, să vă duce și când intrați în vreo cetate la o familie, să mâncați tot ce vi se va da. Aceasta este ce Hristos acceptă pentru un om care merge în misiune, să intre, să mănânce la masa celui care îl cheamă. Și Mântuitorul Iisus a lucrat pe pământul acesta pe care noi trăim, a vestit Evanghelia împărăției lui Dumnezeu, le vorbea oamenilor despre Tatăl, deși chiar despre El însuși, dar Hristos n-a luat bani la nimeni. A intrat în casa lui Marta și Maria și Lazar și Marta ne spune Biblia că ea pregătea pentru Mântuitorul să-i dea să mănânce. La fel și văduva aceea din Sarepta care l-a primit pe prorocul lui Ilie, l-a primit în casa ei, i-a făcut o cameră, i-a dat un pat și dătea să mănânce. Vedeți? Aceasta este acceptată. Iisus a intrat în casa lui Marta și Maria și lui Lazar și a mâncat, pentru că Marta a pregătit mâncare pentru Iisus. Dar Iisus n-a cerut plată la nimeni pentru ce l-a făcut. Dragă preot, dragă păstor, dacă tu ceri plată pentru tot ceea ce tu faci, pentru slujbele pe care le faci și zici că le faci pentru Domnul, dar tu ceri plată, ascultă-mă ce spun, tu te înșeli amarnic. La capătul vieții tale s-ar putea să ai o surpriză așa de mare încât să nu-ți vină să crezi că este real ceea ce ai să vezi. Tu o să te înfățișezi înaintea Domnului și o să aștepți o răsplată de la El și zici, Doamne, pentru tot ce am făcut pentru Tine, vreau răsplată. Care-i răsplata mea? Și Domnul îți va spune, tu deja ți-ai primit răsplata pe pământ. Tu ai avut
avut un salariu, tu ai prorocit pe bani, tu ai judecat pentru daruri, iar tu ai învățat pe popor pentru o plată. Ce răsplată mai vrei? Ce răsplată ți se cuvine? Căci pentru tot ce tu ai făcut pentru mine, tu ai primit bani și mai vrei și răsplată? Dragule, dacă vrei ca Hristos, Mântuitorul, să te răsplătească pentru munca pe care tu o faci pentru El, tu nu trebuie să iei bani nici când cununi, nici când mergi la mormânt să faci să-l mormântezi pe om, nici când botezi pe cineva și nici când faci altceva. Tu n-ai voie să iei bani. Numai dacă cineva vine la tine și zice: frate păstor sau frate sau domnule preot, îți dau acești bani pentru biserică sau pentru orfan sau pentru săraci sau pentru cei ce sunt în nevoie, și tu iei și dai exact cum ți s-a spus, la orfan, la văduve, la săraci. Aduceți-vă aminte de prorocul Elisei. Naaman, omul acesta care era un filistean, era un vrășmaș al lui Israel. Omul acesta, ne spune Biblia, că era plin de lepră și în țara lui a avut o copilă care a luat-o ca roabă din țara lui Israel. Și fata aceasta i-a spus că în țara lui Israel este un om al lui Dumnezeu prin care lucrează Dumnezeu și dacă stăpânul ei Naaman s-ar duce acolo, ar fi vindecat. Și Naaman s-a dus. Biblia ne spune că Elisei a trimis să-i spună acestui om să se ducă să se scalde de șapte ori în apa aceea pe care Elisei a numit-o, mi se pare că Iordan, nu mai știu exact acum ce apă era, în fine, în apa aceea. Omul acela a ascultat, omul acela s-a dus și s-a scăldat, da? Dumnezeu a vorbit prin gura lui Elisei. De șapte ori s-a afundat, a șaptea oară când el a ieșit de la fund, a fost complet sănătos, vindecat. Omul acesta, pentru că s-a văzut vindecat, s-a întors la robul lui Dumnezeu Ilie cu daruri. A vrut să-i dea daruri și omul lui Dumnezeu Elisei n-a primit daruri din mâna lui Naaman. N-a primit niciun fel de dar, de argint, de aur, de haine, nimic, pentru că nu el a vindecat, ci Dumnezeu a vindecat. Omul acela, Naaman, s-a întors din nou să meargă spre casă cu ceea ce l-a dus pentru omul lui Dumnezeu. Dar Gheazi, lacom, ispitit de ce a văzut la Naaman, a dat fuga după Naaman și a început să-i spună lui Naaman că stăpânul său Elisei s-a răzgândit, că vrea să-i dea și lui ceva. Așa Naaman l-a crezut și a dat ceva și s-a întors înapoi Gheazi la Elisei și Elisei a spus: de ce ai făcut aceasta? Duhul meu a fost cu tine. Iată, lepra lui Naaman va fi peste tine. Și Gheazi, din pricina lăcomiei lui, a fost toată viața un lepros. Vă dați seama, Elisei n-a luat daruri. Putea să zică: da, bine că mi-a adus, uite, chiar că suntem un pic cam în lipsă, cam săraci, ai văzut, Dumnezeu te-a vindecat, eu am spus, Dumnezeu a făcut minunea, mulțumesc, ce mi-a adus, niște aur, niște argint, păi am acum pentru 2-3 luni de zile. Nu, Elisei n-a primit daruri. De ce? Pentru că el a știut că nu are voie să primească aceste lucruri și că trebuie toată slava să-i o dea lui Dumnezeu. Dacă Elisei primea daruri, toată slava era dată lui. Dar Elisei a spus că Domnul a făcut aceasta și toată slava să fie a lui Dumnezeu. Dragule, în urma mesajului pe care l-am rostit, că trebuie să închei, că mi se gata imediat bateria, tu ce zici? Și dacă ești păstor sau preot, tu ce zici? E normal să primești salariu? Ei, bineînțeles că dacă de 10 ani ești păstor și ai primit salariu sau preot, ai primit în fiecare lună, bineînțeles că tu spui, e normal! Păi dacă e normal, de ce mai aștept să te răsplătească Hristos? Pentru ce să te mai răsplătească Hristos? Apostolul Pavel spune că lucra zi și noapte ca să nu fie povară pentru nimeni. Apostolul Pavel făcea corturi și le vindea, sau unde lucra el primea salariul de la patronul la care el lucra. Dar Apostolul Pavel nu lua bani de la biserică. Apostolul Pavel spune: deși aveam tot dreptul acesta, dar nu m-am folosit și v-am dat un exemplu în mine. Vă sfătuiesc
îngăduim, zice apostolul Pavel, să mergeți să munciți. Zice apostolul Pavel, cu un astfel de om nici nu trebuie să stați împreună. Voi înțelegeți, dragii mei? Că spune apostol, când eram la voi, vă spuneam lămurit, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Hai să fim sinceri acum, să fim sinceri, da, să ne gândim logic. Cât lucrează un păstor într-o lună de zile sau un preot? Cât lucrează? Merge de 3 ori la biserică luni sau marți, joi și duminică, de 2 ori duminică, da? De 4 ori merge la biserică pe săptămână. În timpul lantul este liber. Dacă se întâmplă o mormântare, merge și mai stă acolo 2 ore sau o oră sau 3 ore. La o nuntă la fel, iar așa cum așa. Poate mai vizitează o familie, are părtășie. Cât lucrează un păstor într-o lună? Bun. Câteva ore, să zicem, dintr-o lună de zile, să lucreze, să zicem, 10 ore în total sau zi 20 de ore. Bun, a lucrat 20 de ore. Da, cred că nu atât. Da, hai să zicem 20 de ore. Bun. Acum păstorul așteaptă salariul sau preotul, da? Trece luna, vine salariul și primește salariul. Așa cum am spus, dacă e în America 2000 de dolari sau 1500, dacă este în Germania 1500 de euro sau 2000, dacă este în România, cât nu mai știu cu banii ăștia, cu lei, acum cum sunt plecat în Germania de așa multă vreme, nu mai știu nici să socotesc în lei. Bun, primește salariul. Ce răsplată se mai dea Domnul? Pentru ce să-l mai răsplătească Domnul pe omul acesta dacă el deja și-a primit răsplata? Cum? Hai, fiți sincer. Gândiți-vă cu mintea pe care o aveți. Da? De exemplu. Vedeți, sunt foarte răcit, așa că să nu vă supărați pe mine cei care mă sunați. Sunt persoane care m-au sunat și la care nu le-am răspuns. Pentru că sunt foarte răcit, acum am intrat, pentru că am pe inimă lucrul acesta să-l spun, poate va ajuta pe cineva să se trezească și să-și dea seama, pentru că Hristos este foarte aproape, este chiar la ușă și vai de cel care își pierde răsplata. Dragule, dacă faci ceva pentru Domnul, tu așteaptă răsplătirea de la Domnul, că Hristos a spus că păstorul plătit, când vede lupul venind la turmă, lasă oile și fuge, pentru că nu sunt oile lui și pentru că nu este păstor adevărat și e plătit, nu-i pasă de oi. La un păstor care primește salariul, nu-i pasă de oi. Îi pasă doar de banii care îi primește de la adunarea la care el e angajat ca păstor. Așa a spus Hristos, nu? A spus Hristos așa sau n-a spus? Repet încă o dată, să vedeți. Eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun își dă viața pentru oi, dar cel plătit care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge și lupul le răpește și le împrăștie. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu-i pasă de oi. Eu sunt păstorul cel bun, eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. Așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl și eu îmi dau viața pentru oile mele. Vedeți? Hristos este păstorul cel bun. Monica, mulțumesc frumos. Monica Puia. Dumnezeu să te binecuvinteze. Ai zis Domnul să te vindece. Mulțumesc. Mulțumesc frumos. Dumnezeu să-ți asculte rugăciunea. Uneori ca oameni, pentru că suntem oameni, pentru că trăim în trupuri de oameni, suntem și noi bolnavi. Dar trebuie să-i dăm slavă lui Dumnezeu. Chiar ne spune Scriptura despre omul lui Dumnezeu, despre care am vorbit mai înainte, despre Elisei, că s-a îmbolnăvit de o boală de care a și murit. Elisei, robul lui Dumnezeu, s-a îmbolnăvit de o boală care l-a dus în mormânt. Era omul lui Dumnezeu, era omul prin care Dumnezeu făcea mari minuni, era un proroc, un profet al lui Dumnezeu, un om care aducea mesajul lui Dumnezeu către alți oameni. Și totuși Dumnezeu a îngăduit ca Elisei, robul său, să se îmbolnăvească de o boală pe care
care l-a făcut pe Elisei să moară. Domnul putea să-l facă sănătos pe robul său, dar Domnul așa l-a trecut pe robul lui în veșnicie, în lumea de dincolo. Vreau să vă spun că toți care am venit pe pământ, într-o zi vom pleca de pe pământ. Unii pleacă din această lume prin boli, alții pleacă omorâți de alții, alții pleacă prin catastrofe, alții pleacă prin accidente de mașini, de avion, accidente la locul de muncă, și alții pleacă pentru că ei se sinucid, iar alții pleacă pentru că sunt loviți de mânia lui Dumnezeu din pricina păcatului lor. Dar oricum, toți care suntem în această lume, într-o zi, că vrem sau nu vrem, plecăm din această lume, plecăm pentru totdeauna și ne ducem la locurile pentru care noi, acum oamenii de pe pământ, ne pregătim. Ne pregătim pentru cer și Dumnezeu, vom merge la Dumnezeu și în cer. Ne pregătim pentru iad și Satan, acolo vom ajunge. Acum depinde de noi, de fiecare, pentru că pocăința este individuală. Adică fiecare trebuie să se pocăiască pentru el însuși. Nimeni nu se poate pocăi pentru altul. Soțul nu se poate pocăi în locul soției. Soția nu se poate pocăi în locul soțului. Nu poate să zică, uite, eu mă pocăiesc și pentru tine, și pentru că eu mă pocăiesc pentru tine, Domnul te va duce în rai și pe tine. Nici părinții nu poate să spună, eu mă pocăiesc pentru voi, văd că sunteți încăpățânați, răzvârtiți, nu vrea să ascultați de Domnul, dar iată, mă pocăiesc încă o dată pentru voi, ca voi să fiți mântuiți. O, nu! Domnul vrea ca fiecare să se pocăiască de păcatele lui, să se întoarcă la Domnul Dumnezeu, care a făcut cerul și pământul, ca să fie salvat. Așa că fiecare dintre noi are să dea socoteală despre el însuși, lui Dumnezeu. Vedeți? În lumea în care noi existăm, există judecători și există polițiști. Și polițiștii aceștia care există în lumea noastră, în toate țările, au misiunea să pună mâna pe cei care fac răul, pe cei care violează, pe cei care fură, pe cei care fac spargeri, în sfârșit pe toți cei care fac răul. Și după ce polițiștii a prins pe cei care au făcut un rău, le pune cătușele și îi duce și bagă în într-o celulă și ține 24 de ore sau 48 de ore în celulă, până este dus în fața judecătorului. Vă dați seama? Și vine clipa și vine ceasul când omul care a făcut răul este dus în fața judecătorului. Judecător care este în toată lumea, și în Germania, și în România, și în America, și în Canada, și peste tot sunt judecători și sunt polițiști. După ce judecătorul îl judecă pe omul care a făcut fapta rea și îl găsește vinovat de ceea ce a făcut, judecătorul rostește sentința și spune, pentru fapta ta 5 ani de închisoare. Când aude omul, se înspăimântă. Pentru alții zice 10 ani sau 15 sau 20 de ani. Când aude omul, se îngrojește. Apoi el se întristează. Unii încearcă să se văicărească, să facă ceva ca să îi se facă milă la domnul judecător de el. Dar legea-i lege, unde-i lege nu-i tobneală. Și dintr-o dată polițiștii care sunt la judecătorie îi pune cătușele omului și îl duce la închisoare pentru atâți ani cât a rostit judecătorul. Și omul ajunge să stea închis într-o celulă cu mai mult sau chiar el însuși singur. Și oamenii din afara lui sunt liberi, să plimbă unde vor, se duc unde vor, sunt liberi să facă ce vor. Iar el stă într-o cușcă, într-o celulă, într-o cameră închis și nu mai poate să facă ce vrea, să meargă unde vrea, să facă el ce dorește. Vă dați seama? De ce? Pentru că a făcut răul. Și pentru că a făcut răul a fost pedepsit, a fost condamnat 10 ani după gratii. Dragul meu, într-o zi
Fiecare dintre noi va sta înaintea scaunului de domnie a lui Hristos. Biblia spune că Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Vreau să spun că este îngrozitor să te înfățișezi la judecată înaintea Domnului. Vreau să spun că nu este ușor să treci testul înainte lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu este imens de mare și Dumnezeu cunoaște totul cu deamănuntul despre tine și despre mine. Și la porunca lui, eu pot să fiu în rai în urma judecății pe care mi-o face sau pot să ajung în iazul de foc. Omule, gândește-te că într-o zi Domnul te va judeca după faptele pe care le faci, după cuvintele pe care le rostești, după gândurile pe care le ai în mintea ta și după imaginațiile pe care ți le imaginezi, după simțurile care le ai, Domnul ne va judeca pe fiecare dintre noi. Tu ce zici, e ușor? E ușor să stai la judecată înaintea lui Dumnezeu? E ușor să spună Dumnezeu dacă te-a găsit vinovat de ceea ce tu ai făcut și n-ai fost iertat, să zică luați-l înger și aruncați-l în cuptorul aprins unde este plânsul și scâșnirea dinților și dintr-o dată să te pomenești de, că, cu doi îngeri care te prind de umăr, te ridică prin aer și te aruncă într-un cuptor aprins prins și unde va trebui să stai pentru infinit, fără capăt. E ușor? Nu e ușor. Nu e ușor. Ascultați-mă ce vă spun, nu e ușor. Și pentru că nu este ușor, haideți să trăim cu Dumnezeu și pentru Dumnezeu și să așteptăm răsplătirile de la El. Să nu căutăm să fim răsplătiți de oameni, să nu căutăm pentru tot ce facem pentru Domnul să primim laude de la oameni și chiar salare și bani și daruri. Nu! Tot ce faci, fă ca pentru Domnul, spune Biblia, din toată inima ta și mare îți va fi răsplata în cer, ne spune cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze. Cineva mai spune, Domnul să se atingă de tine, frate. Mulțumesc, Tara, mulțumesc. Dumnezeu să-ți asculte rugăciunea și dorința și să dea El sănătate. Biblia spune că oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Oamenii se duc la judecat. Tu înțelegi? O singură dată vei muri, iar după aceea vine judecata. Și nu ne va judeca un om muritor. Ne va judeca Dumnezeu. Și judecata aceasta Dumnezeu a dat-o Fiului Său, pentru că Biblia spune că toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de domnie lui Hristos, ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care l-a făcut când trăia în trup. Dragul meu, Hristos va judeca cu dreptate fiecare persoană. Hristos nu te va trimite în iad dacă tu l-ai slujit, dacă tu l-ai iubit, dacă tu ai trăit în sfințenie, dacă te-ai mărturisit lui, dacă te-ai pocăit, dacă te-ai căit, dacă ți-ai predat viața în mâna lui. Hristos nu te va alunga de la fața lui, dar dacă ai trăit în păcat, dacă te-ai rușinat de el, dacă ți-a fost rușine cu el, dacă nu l-ai cinstit, dacă nu l-ai respectat, dacă nu l-ai ascultat, Hristos va da poruncă îngerilor lui. Înțelegi? Hristos va da poruncă îngerilor lui. Luați-l și aruncați-l în cuptorul aprins unde va fi plânsul și scâșnirea dinților. Care dintre noi vrea să ajungă în locul acela? De aceea, frați păstorii și dragi preoți, și toți cei care faceți o slujbă pentru Dumnezeu,
Dacă vreți răsplată de la Dumnezeu, nu mai așteptați răsplată de la oameni. Nu mai luați daruri, nu mai predicați pe bani și nu mai prorociți pe bani. Și faceți totul pentru Domnul și ca pentru Domnul. Și răsplata voastră vă va da Dumnezeu. Și poate zici, am familie, am copii și eu trebuie să trăiesc. Foarte bine, du-te și muncește, du-te la muncă și câștigă-ți pâinea muncind. Nu cred că ești mai aglomerat decât a fost Pavel. Și Pavel se ținea de muncă. Pavel nu profita de biserici. Lui Pavel și lui Petru și celorlalți ucenici nu li s-a dat salarul de la biserică sau de la stat. Ei au muncit și și-au câștigat pâinea muncind și cu ceea ce a binecuvântat Dumnezeu. Înțelegeți? Înțelegeți? Dumnezeu să vă binecuvinteze. De ce nu pot să las de fumat? De ce nu poți să te lași de fumat? Dragul meu, Maris, Voicu, nu poți să te lași de fumat pentru că tu nu vrei cu adevărat să te lași de fumat. Tu nu vrei să te eliberezi de această patimă rea care distruge mulțimi de oameni. Voi știți foarte bine că fumatul, alcoolul și drogurile distrug o mulțime de suflete, o mulțime de oameni. Și toate acestea sunt surori, chiar și cafeaua, pentru că foarte mulți oameni au devenit dependenți de cafea. Dar totuși cafeaua nu este chiar așa de periculoasă, numai dacă este luată în exces. Adică foarte multă, nu te mai poți abține, nu poți să trăiești fără ea, tot timpul și cu gândul la cafea, deja ai devenit rob. Biblia spune, cine trăiește în păcat, este rob al păcatului. Dragul meu, vreau să spun că fumatul și băutura e la fel de vinovată și de pătimașă ca și drogurile. Dacă vrei să scapi de viciul tău, de patima ta, îngenunchează la patul tău, în cămăruța ta și spune-i Domnului Dumnezeu atotputernic care te-a creat, spune-i, Doamne, vreau să scap de fumat, nu-mi face bine, știu că nu-ți place și ție, Doamne, știu că e păcat, salvează-mă, scapă-mă, eliberează-mă de Duhul care mă stăpânește, care mă îndeamnă să fumez, să beau sau să mă droghez. Roagă-te cu credință lui Dumnezeu și ai să vezi puterea celui preanalt, căci mare este Domnul oștirilor și mare este puterea sa. Și atunci când din nou ești ispitit să iei țigarea în mână și să o duci la gură, că satana va veni la mintea ta să te îndemne să deschizi din nou pachetul de țigări, să iei țigarea și să o pui în gură, să tragi fumul acela în tine, să-ți distrugă viața, tu spune, înapoi a mea, satano, Domnul să te mustre, satano, și nu iei țigarea în mână și nu duci țigarea la gură, la fel drogurile, la fel alcoolul. Îți va veni în gând cel care ai patima alcoolului să te duci să cumperi o sticlă de vin, de lichior, de țuică, de bere, de coniac, de pălincă, de șampanie și lista continuă, și apoi să iei în mână sticla și să pui într-o cană sau pahar și să duci la gura ta. La foarte mulți români le place țuica fiartă, adică ia țuica și o fierbe și o bea așa caldă sau vinul fier. Dar dragul meu, dacă îl iubești pe Dumnezeu, renunță în totalitate la alcool. De ce? Pentru că alcoolul ți-a mintea și alcoolul te face să vorbești prostii. E ca un drog care te droghează, care nu mai știi de tine și te face să vorbești cuvinte murdare, te face să devii nervos, agresiv, dur. Dacă ai copii să-i bați, dacă ai soție, să o iei la înjurături și pum. Și așa mai departe. Renunță la ea. Acestea sunt doar niște momente ale lui satana care vine să ți le aducă așa ca un om care ți aduce pe tavă o tavă de prăjituri și zice, ia, uite ce frumoasă e prăjitura asta, asta este cu frișcă, asta am făcut-o eu, asta, și pentru că îți place prăjiturile și mie îmi plac, imediat bagi mâna în tavă și iei prăjitura cu tare pe care ai pus ochii, care vezi că are un aspect mai frumos și o bagi în tine, o mănânci, adică mănânci și o bagi în trupul tău și zici, mă, dar bună e prăjitura aceasta. La fel satana vine și ți aduce ofertele lui ca pe tavă și zice, ia,
hai ia și de aici, hai mă că nu-i păcat, mă, hai mă lasă-mă că Dumnezeu te iartă, mă, ia și trage o țigare pe nări, hai un pahar, hai o sticluță, hai un coniac, hai o bere, hai o bere fără alcool, că da nu-i păcat, mă, n-are alcool în ea, și așa mai departe, odată, odată. Și omul care nu se mai teme de Domnul alege să fumeze. Vă dați seama? Îmi știi gândurile mele? Zice Vic Maris. Nu, eu nu știu gândurile tale. Gândurile tale le știe Dumnezeu. Dumnezeu care te-a creat le știe și Dumnezeu îți vorbește ție pentru că Dumnezeu te iubește, omule, și pasă de tine. Eu nu știu gândurile tale, dar Dumnezeu cunoaște gândurile tale, cunoaște inima ta, cunoaște viața ta, cunoaște adresa ta, te cunoaște pe nume. Dumnezeu știe pe cine l-a iertat și pe cine nu. Dumnezeu știe cine s-a înfățișat înaintea lui și a cerut iertare pentru păcatul lui și Dumnezeu știe pe fiecare pe nume. Putem să spunem ca oameni, este imposibil. Cum poate un Dumnezeu să cunoască pe toți pe nume, să le știe adresa la fiecare, să-i poată deosebi pe fiecare, să spună ăsta e în Franța, ăsta e în Portugalia, ăla e în China, în Japonia, în Coreea de Nord, în România, în Bulgaria, în Sârbia și așa mai departe și să știe strada, să știe casa. Dragul meu, Dumnezeu e Dumnezeu. El este Duh și El este prezent în orice loc, în acel același timp, Dumnezeu cunoaște toate limbile, așa cum tu care știi mai multe limbi să le vorbești, așa cunoaște Dumnezeu toate limbile care sunt pe fața pământului, pentru că El le-a dat, vedeți, suntem oameni la fel, avem toți cap, picioare, mâini, ochi, suntem toți la fel, dar vorbim o altă limbă. Ești om din România, mergi în Spania, ăla vorbește spaniolă, te miri, mă, ăsta e om ca și mine, cum zice acolo spaniolă, sau te duci, te întâlnești cu un chinez, și ăla începe să zică mă, ce zice ăsta aici? Sau arabul, sau așa mai departe turcul. Te miri cum vorbește altceva. De ce? Pentru că Dumnezeu a făcut așa la turnul Babel, i-a încurcat limbile să nu se mai poată înțelege și să se împrăștie peste tot și să nu fie un singur popor. M-am lăsat de multe ori, este foarte greu, luptă-te, dragul meu, și cere-L pe Dumnezeu un ajutor, că Dumnezeu poate să te elibereze. Gândește-te că dacă mori în clipa când tu ai țigarea în gură, tu te duci în iad, omule, sau dacă mori după 5 minute sau 10 minute, tu te duci în iad. Se spune că la fiecare 2 secunde moare un om de pe fața pământului din pricina țigării. Deci acum trage un fum, mai trage încă unul și a murit un om din pricina țigării. Foarte mulți oameni mor. De ce? Pentru că primesc boală. Unii de la tutun primesc cancer, alții primesc astmă, nu mai poate să respire. Fumul acela, nicotina aceea intră în trupul omului, îi distruge ficatul, plămânii și multe alte lucruri din corp. Pentru că ăla intră în corp, apoi este dat afară pe nări. Unii oameni le place să dea fumul pe nas și apoi pe unde trece fumul acela, totul distruge, chiar îți face gura să-ți miroase tutun. Vă dați seama și lucrul acela distruge. Eu m-am lăsat de fumat de 3 ani și nu am mai fumat niciun fum. Țigarea nu calmează, este o minciună. Domnul să te binecuvinteze, Ocanul. Domnul să te binecuvinteze. Vedeți, este un om care a putut cu ajutorul lui Dumnezeu și cu voința lui să se lase de țigare de 3 ani de zile, pentru că așa sunt oamenii, spun, mă, sunt așa de agitat, sunt așa de nervos, vreau să mă calmez. Ai o țigare, domnule? Da, ia țigarea, dă să fumez să mă calmez. Într-adevăr, țigarea nu te calmează. Probabil pe moment îți dă senzația de calmare. Țigarea te droghează, țigarea te distruge. Țigarea este una din uneltele lui Satan cu care distruge omenirea. Țigarea este păcat. Și tu crezi că așa de simplu să predai viața lui Iisus Hristos mai este foarte... Este foarte greu și nu pot să mă pocăiesc, dragul meu. E așa de simplu. Dacă vrei, bineînțeles, te pui pe genunchii tăi în cămăruța ta și spui, Doamne,
Recunosc că sunt un păcătos, recunosc că am păcătuit înaintea ta, am păcătuit cu gândul meu, te-am necinstit, te-am întristat, te-am supărat, am păcătuit în privirea mea, Doamne, m-am mâniat, Doamne, am strigat, am înjurat, am blestemat, am făcut tot ce rău, îmi pare rău, mă căiesc, mă pocăiesc, Doamne, primește-mă, Doamne, eliberează-mă, Doamne, curățește-mă, fii sincer cu Dumnezeu. Și ai să vezi puterea celui preanalt care te eliberează, pentru că Domnul ascultă rugăciunea. Biblia spune când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl ascultă și îl izbăvește din toate necazurile lui. Mărit să fie numele Domnului. Iată, am zis că mi se gata bateria, dar văd că mai ține. Slăvit să fie Domnul că mai ține curentul în telefon, să vă pot vorbi despre aceste lucruri care sunt foarte importante, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Deci, dragii mei, m-am abătut de la subiect un pic. Subiectul a fost cu salarul. Dragii mei, noi trebuie să așteptăm. Cineva spune, Florin, așa este, frate Filip, mulți în ziua de astăzi predică pe bani. Oamenii aceia deja și-au luat răsplata, frate Florin. Când va veni Hristos, nu va avea cu ce să mai răsplătească, pentru că și-au luat deja răsplata pentru munca lor. Dacă tu iubești pe Dumnezeu, tu faci din toată inima ta pentru El ceea ce te-a chemat El să faci. Te-a chemat Dumnezeu să predici, predici fără să aștepți bani de la oameni. Te-a chemat Dumnezeu să fii proroc, prorocești fără ca să aștepți ca oamenii să-ți dea bani. Te-a chemat Dumnezeu să fii misionar. Te duci în misiune fără ca oamenii, fără să aștepți ca oamenii să-ți umple buzunarele. Dacă tu te duci în misiune și ai stat 3 săptămâni, plecat 2 săptămâni și te întorci acasă cu 3.000 de euro, ce răsplată să-ți mai dea, dragul meu, Dumnezeu? Hai, fii sincer cu tine acum. Te întorci și spui la soția ta, măi, copii, așa, da, misiune, am fost în Germania, am fost și în Spania, am fost și în Italia, am fost și în Canada, dar să știți că n-am fost degeaba. Ia, hai să vă arăt o ceva. Uite, acum deschid portofelul și încep să numere acolo 100, 2, 3, 4, 5, 1000, 2, 3000 de euro. Păi, fratele meu, asta ți-a răsplata. Pentru asta ai fost, asta ai primit, nu mai aștepta răsplată de la Hristos. Tu înțelegi? Tu ești un lucrător care lucrează pe bani. Poate zici, măi ereticule, măi fanaticule, dar în toate bisericile se primesc salare. Adică sunt păstori plătiți. Hristos a spus că păstorii plătiți nu sunt adevărații păstori. Că păstorii plătiți nu le pasă de oi. Păstorii plătiți le pasă de bani pe care ia de la voi, pentru că așteaptă salariul așa cum și tu aștepți salariul de la munca pe care o faci și la jobul în care ești. Tu înțelegi? Tu înțelegi, dragul meu? E sudor. Lucrezi o lună de zile. Lucrezi la fabrica de făcut sănii sau biciclete. Tu aștepți după o lună de zile salariul, da? Și dacă și păstorul așteaptă așa, da? Ia, răsplată de la Domnul, nu? Cum să mă rog la Dumnezeu? Dragul meu, cum să te rogi la Dumnezeu? Așa cum te rogi de cineva când ai nevoie de ceva. Să te rogi din toată inima ta. Să închizi ochii, să pui mâinile împreună și să ceri cu credință. Biblia spune că Mântuitorul Iisus a spus, când vă rugați, când te rogi, intră în cămăruța ta și închide ușa după tine și roagă-te Tatălui tău care este nascuns, și Tatăl tău care vede nascuns, Dumnezeu îți va răsplăti. Spune-i lui Dumnezeu ce ai pe inima ta. Spune-i lui Dumnezeu ce ai vrea ca El să facă în viața ta. Fii sincer cu Dumnezeu, că oricum nu-L poți păcăli pe El. Pe mine mă poți păcăli, mă poți înșela și eu pe tine sau pe altcineva, dar pe Dumnezeu n-a reușit nimeni să-L păcălească și nu va reuși niciodată. Apoi Biblia spune, Iisus a spus femeii samaritenci că adevărații închinători se vor închina Tatălui în Dumnezeu
duc și în adevăr, te duci în cămăruța ta și în duc și în adevăr împreună cu mâinile tale le pui așa sau așa, te rogi Tatălui, te închin Tatălui. Și Biblia spune și Tatăl care vede nascuns îți va răsplăti, adică te ascult, adică îți vine în ajutor. Omule, fă așa! Și vei vedea mâna lui Dumnezeu, pentru că Hristos nu rămâne dator nimănui. Când El a spus, du-te în cămăruța ta și închide ușa după tine și roagă-te și Tatăl tău îți va răspunde, te va răsplăti, El nu a mințit. Dacă tu faci întocmai cum El a spus, Tatăl tău Dumnezeu îți va răsplăti, pentru că El rămâne credincios cuvântului Său. Uneori noi oamenii nu rămânem credincioși cuvântului nostru. Spune, hai că viu mâine la tine la ora cu tare. Și intervine ceva și spui, na, nu mai pot să ajung. Și sun și spui, omul care i-ai spus că te duci la ora cu tare la el să pregătește, băi, vine Aurel mâine la mine, gata, la ora cu tare și începe să facă pregătire, măi, nevastă, fă o prăjitură, ea pregătește ceva bun și eu îl sun cu 3-4 ore înainte și spun, vezi că nu mai pot să vin, că ai intervenit ceva și nu mai pot să vin. Omul se întristează, omul se supără, iată m-am pregătit, iată a zis că vine și nu vine, dragul meu, Biblia spune că da al vostru să fie da și nu, dacă ai făcut un jurământ să fie spre paguba ta, mai bine du-te acolo unde ai promis, sau dacă nu te duci, spune omului, după o oră, după ce ai spus, nu lăsa să treacă ziua de noaptea și să-i zici înainte cu o oră, vezi că nu mai vii la tine, pentru că omul se pregătește, nu? Fiecare știe când are musafir, se pregătește, chiar dacă are curat, vrea să facă mai curat și vrea ca musafirul care vine la el să se simtă bine în casa lui, îi pregătește o masă bună, prăjitură, suc și de toate, ce are el prin casă, nu? Unii își permit, alții nu, ce are el prin casă? Dar dacă tu îi spui cu o jumătate de oră înainte că nu mai vii, omul se întristează pentru că s-a ostenit să-ți pregătească o surpriză. Spune-i cu mai multe ore înainte ca să nu se pregătească omul, să nu se chinuiască să facă lucrurile acestea și tu să nu te duci. Fii un om de cuvânt, teme-te de Dumnezeu. Când ne mai pocăim dacă vedem asemenea lucruri? Nu înțeleg la ce te referi. Astăzi, Biblia spune, dacă auzi glasul lui Dumnezeu, ne spune Scriptura, întoarce-te la Dumnezeu, pentru că astăzi ai ocazia să te împaci cu Dumnezeu, pentru că astăzi tu mai ești în viață, dragul meu. Mâine s-ar putea să nu mai fii în viață, tu înțelegi? Am repetat lucrul acesta de mai multe ori în mesajele mele. Gândește-te la cei care au murit acum, în această zi, în urmă cu 2 sau 3 ore. Oamenii aceia nu mai apucă ziua, nu mai apucă ziua de mâine. Astăzi, dacă auzi glasul lui Dumnezeu, pocăiește-te, întoarce-te la Dumnezeu. Știu că Dumnezeu nu se lasă bajocorit de oameni, așa este. Bună seara, adevăr spui că mulți nu știu ce așteaptă la sfârșitul vieții. Cel mai rău dintre toate e că foarte mulți curând vor muri și moartea vine fără să fie anunțată. Așa este. Așa este. Și singura lor bogăție, să vedem ce scrie mai departe, singura lor bogăție, unde a rămas, a fost Dumnezeu și aproapele lor pe care nu l-au luat în seamă. Așa este. Aduceți-vă aminte de ce a spus Mântuitorul Iisus, că când va veni ca judecător și va sta pe scaunul său de domnie, atunci va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre, îi va pune pe unii la dreapta, iar pe alții la stânga, ne spune Mântuitorul, atunci le va spune celor de la dreapta lui, veniți binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeirea lumii. Vedeți, mare bucurie va fi pentru oamenii aceștia, pentru că Hristos le va spune, am fost flămând și mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și mi-ați dat să beau, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost în temniță și bolnav și m-ați căutat, am fost trăind și m-ați primit, atunci ei vor răspunde, Doamne, când te-am văzut noi în toate acestea și te-am slujit? Hristos le va spune, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia dintre acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut, deci avem ocazia să facem bine aproapelui nostru. Avem ocazia să facem
pentru cel mai neînsemnat frate lui Hristos, ceea ce Hristos a spus. Apoi le va zice celor de la stânga lui, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit pentru diavolul și îngerii lui, căci mi-a fost foame și nu mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau, am fost gol și nu m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și în temiță și nu m-ați căutat, am fost străin și nu m-ați primit, îngrozit, și ei vor spune, Doamne, dar când te-am văzut noi în toate acestea și nu ți-am slujit? Și Hristos le va spune, adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut acest lucru unuia dintre acești foarte neînsemnați, frații mei, mie nu mi le-ați făcut, și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. Vedeți? Deci la unii le va păsa, va ține cont de ce a spus, de ce a spus Hristos și vor face, iar alții vor fi nepăsători și indiferenți și nu vor face. La cei care vor face, Hristos le va spune, veniți și moșteniți binecuvântarea, împărăția cerurilor, iar la alții care n-au făcut și au fost nepăsători și indiferenți, Hristos le va spune, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic. De aceea să ne ajute Dumnezeu să facem ceea ce ne învață Biblia. La unii le plac tenelovele, cum zice? La unii le plac tenelovele. În fine, mai greu de pronunțat pentru mine.